Bine v-am găsit, dragii mei, într-o altă ediție de colecție a emisiunii Folclorul sub lupă. Nu pot să vă spun decât că astăzi trebuie să fim cei mai buni actori din propriile vieți. Mai mult decât atât, îndrăgita actriță Jeni Nicolau, cea care întotdeauna ne-a obișnuit cu râsul și buna dispoziție, este astăzi invitata mea într-un parc frumos, înconjurate de copii, să ne facă dezvăluiri în premieră. O să aflu sau îmi dau toată silința să aflu lucruri pe care nu le-ați știut dumneavoastră, nu le-am știut eu și vine să ni le povestească astăzi despre copilăria ei, despre încercarea pe care a avut-o, despre momentul în care a fost la un pas de sinucidere și totodată să ne spună de cum a evoluat în acest drum atât de frumos. A ales oare cariera înaintea vieții personale? Ne va spune chiar ea în ediția de astăzi. Draga noastră Jeni Nicolau, actriță îndrăgită de marele public, astăzi suntem în parc, aici unde stă bine să te relaxezi, să purtăm o discuție ca între prietene, să ne urmărească telespectatorii și o să-ți adresez pentru început câteva întrebări de încălzire. Care a fost cea mai mare reușită a ta din punct de vedere profesional, Jeni? Păi, niște reușite. Cele mai mari reușite ale mele din punct de vedere profesional sunt evenimentele din ultimii 3 ani, unde am avut 3 spectacole extraordinare, spectacole în care m-am și reinventat, regizate de Cosmin Alexandru Man. Din toată cariera mea de aproape 30 de ani, cu 27 de CD-uri de umor, cu zeci de mari premii câștigate la festivalurile de umor din țară, cu sute de spectacole, mii de spectacole, atât în țară cât și în străinătate, aceste 3 spectacole sunt spectacole care m-au reinventat, care unul dintre ele a fost spectacolul Cui e frică de Jeni Nicolau, în care am avut foarte mulți invitații, Irina Login, Miora Velicu, Alesis, toate spectacolele au fost prezentate de Raul, Florin Burescu cu o colecție extraordinară, apoi am avut invitație la nuntă, a fost ultimul spectacol și la mijloc a fost un spectacol 25 de ani Nicolau Jeni carieră. De fapt, am folosit chestia asta, Nicolau Jeni, Jeni Nicolau, ca să-mi aduc aminte titlul. Deci nu reușesc să-mi aduc aminte, nu am cască să-mi sufle nimeni. Deci a fost artiștii la putere. Uite, mi-a suflat deci chiar producătorul meu, chiar despre care eu vă spun toată ziua că mi este și prietenul și iubesc. Și el m-a reinventat și din punct de vedere profesional, de ultimii 4 ani îi datorez așa cu toată forța. Că Nicolau Jeni, am zis că nu mi-am inventat titlul. Da, Nicolau Jeni, Gigi, că așa sunt în buletin, nu știu de ce mi-a pus mama Gigi, probabil că s-a așteptat să fiu vreun câine. Deci crede-mă că mie mi-au dat lacrimile, n-ai cum. Da. Dar de unde ți-a pus Jeni prenumele de nu Gigi? Nu știu de ce, am și întrebat-o, ați fost în stare de ebrietate, ați fost ok, ați fost atât de fericiți. N-aveau cum că eram al 3-lea copil și se pare că sunt născută atunci când s-a dat și decretul să se nască toți copiii pe pământ. E adevărat că bucurie mare, Gigi, Gigi, bă, mamă, zic, Gigi, ăsta e nume de câine, mă fi chemat Georgiana, Gheorghița, Gigiona, ceva de genul, dar nu Gigi. Nu știe nimeni acum că știi să nu-mi trimiteți mesaje de Sfântul Gheorghe, că nu le primesc. Măi, Jeni, dar te-ai diferențiat totuși. Dacă n-aveai prenumele ăsta, nu mai da, aveai de ce seama, să nu spui. Îți dai seama, îți dai seama. Și care a fost cel mai mare eșec în carieră? Am avut și câteva eșecuri pe care nu știu care a fost cel mai mare, dar pot să spun că eșecurile au venit atunci când nu știam sau că n-am știut la ce emisiune să răspund afirmativ și poate că nu era locul meu acolo și pentru mine a fost un eșec profesional. Adică mi-aduc aminte că m-au invitat de la Antenă, Antena 2 atunci, la o emisiune în care nu m-au prezentat că sunt actor de revistă, că fac parodie, comedie, m-a părut ca o cometă. Deci eu care mă uitam în pat, din pat la televizor, am simțit nevoia să-mi pun pătura în cap să nu mă văd. Atât de penibil a fost. Pentru mine a fost un eșec, da? Pentru că n-au știut să-mi facă legătura. Era ziua lui Cristi Brancu. Și eu am apărut cu Rămase soacră mea grea, o parodie, aiurea, hodorâm trunc, am venit și eu. Atunci mi s-a părut
un eșec, bărbatul meu mi-a și zis nu te mai duci la nicio emisiune de genul ăsta și mi s-a părut extrem de deranjant pentru mine ca artist, pentru că trebuie să mă simt și eu bine, nu când mă uit la televizor, adică trebuie să controlez într-un fel, între ghilimele, momentele astea. E foarte adevărat că tu ești și un critic foarte bun și tocmai de asta ți-aș adresa următoarea întrebare. Crezi că mulți dintre artiști sunt supraevaluați, genii? Da, 80%. 80%, 80% nu numai că sunt supraevaluați, nu vreau să fiu rea, 80% sunt fake-uri. Dom'le, când iei firma, da? Dai un ban și stai în față. De ce spun fake-uri? Nu ți ajunge un singur lucru, un singur ingredient ca să devii cineva. Cineva devii numai în timp. Devii în timp cu multe lucruri pe care le faci frumoase. O carieră este ca un puzzle. Toate vin la timpul lor. Trebuie să fii pregătit, să cobori din tren, să urci în tren, să simți stația că poate adoarme nașul și nu mai strigă, urmează stația, cum se zice, Piatra Olt, nod de cale ferată sau ce e acolo. Așa. Originalitatea? Și, da, deci la care... trebuie și în primul rând trebuie, mai ales în ultimul timp, de când există, ultimii ani, de când există aceste rețele de socializare și unde omul poate să vadă și din spectacole filmulețe și din spectacole de teatru, repetiții la film, toată lumea are Facebook sau Instagram și toată lumea vrea să arate cât de grozav este, automat că publicul reține tot ce ai vândut între ghilimele atunci și tu trebuie să-l convingi cu foarte multe lucruri, cu foarte multe lucruri noi. Adică trebuie să fii într-un control, într-un permanent control asupra ta și asupra tot ceea ce faci. Și de ce spun fake-uri? Câteodată sunt oameni care la televizor pun mâna pe inimă și spun, dragii mei, vă iubesc, publicul meu drag. Și după ce s-a terminat filmarea și vine cineva să le ia un autograf, vă rog frumos, dați-vă mai încolo, că este... Eu știu că trebuie să păstrăm și distanța, ei au COVID-ul dinainte de a apărea, știi? Ferească Dumnezeu. O chestie de asta falsă, adică eu sunt așa și în fața camerei de luat vederi și acasă și pe stradă. Bineînțeles că nu sunt la fel și acasă, că acasă sau pe stradă, când am momente de furie, mi le manifest într-un fel. Dar asta zic că eu, părerea mea este că tot ce este fals, la un moment dat, știi, se vede. Asta și spun pentru că, uite, sunt oameni care se lasă frapați, dacă vrei, de lucrurile astea și, cum ai zis, de falsitatea unora afișată de cele mai multe ori în fața micilor ecrane, dar la un moment dat cred că intervine o barieră care îi oprește să avanseze. Da, îi oprește, la un moment dat îi oprește bunul Dumnezeu pentru că nu îi lasă să facă ce vor. În profesia noastră, în momentul în care un om a venit la tine și spune că nu dă la animale să mănânce până nu te ascultă sau până nu se uită la televizor, eu personal, eu, Jeni Nicolau, le sunt datoare tuturor celor care ne urmăresc și să știți că nu sunt de acord, este o replică că fiecare are publicul lui. Nu e adevărat, există un singur public, da? Un public numeros, unii se uită și poate să fie împărțit. Dar nu cred că un act artistic, un moment artistic care înseamnă emoție, ceea ce transmiți, veselie, când în momentul în care ți-am creat o stare de voie bună și de bună dispoziție, înseamnă că pentru mine a fost, cum se spune, misiune îndeplinită, totul este ok, că am reușit să aduc bucurie și un zâmbet pe fața celui care mă urmărește, pentru că asta este menirea mea, asta este serviciul meu. Da? Jeni, care a fost filmul pe care l-ai urmărit și, nu știu, a adus în viața ta emoție sau, de ce nu, o lacrimă în colțul ochiului? Am urmărit multe filme, dar aș vrea să vă spun altceva. Cosmin Man, printre altele, că avem și discuții de intelectuali, pe lângă faptul că
spune ce trebuie să fac și ne consultăm. Și să știți că eu sunt, să fac așa o paranteză, un artist docil, adică un om cu care când este vorba despre cel care îmi spune și vede lucrurile altfel, eu mă supun. Am citit niște cărți, am citit mai multe, nu le spun pe toate, că nu vreau să arăt că sunt eu de grozav acum, că multă lume citește în pandemie, ai de mine, romane peste romane. Boss mi-a recomandat niște lucruri care... Am citit viața lui Charlie Chaplin și viața lui Anthony Quinn. Niște fenomene. Da, uite, îmi creează o emoție până la lacrimi. De ce? Pentru că Dumnezeu a pus atât de mult în ei. Charlie Chaplin a avut o copilărie extrem de nefericită, de fapt, ca și Anthony Quinn, dar de câte ori ploua afară, îi plăcea să meargă prin ploaie ca să nu îi se vadă lacrimile. Să nu-l vadă lumea plângând. Este un gest pe care îl fac oamenii dăruiți de Dumnezeu. Ca să vezi o lacrimă gândindu-te la copilăria ta, gândindu-te că el era un fenomen, ajunsese să producă tot ceea ce făcea el și totuși era nefericit. Totuși ducea cu el povara lipsurilor din copilărie, ducea cu el, ca și Anthony Quinn, care o viață întreagă s-a luptat cu copilul din el, care nu fusese, care nu i se dăduse atâta iubire. Eu nu trăiesc momentele astea. În schimb, eu am fost un copil foarte iubit și am venit dintr-o familie de oameni simpli. În schimb, am și eu, m-am regăsit în ei cu neajunsurile mele, pentru că această profesie până aici mi-a dus și umilințe, pentru că oamenii sunt răi. Și... Înainte de toate, Jenny, dăm voie să te întrerup și să-ți doresc această carte, pentru că știu că autorul ți este drag și descoperirea lui ai făcut-o odată cu... recomandările pe care Cosmin le-a făcut de data aceasta, cel mai mic sărut pomenit vreodată. Știu că vine cu o promisiune pentru tine și consideră-l un dar astăzi la emisiunea Folclorul sub lupă. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc din tot sufletul și sunt atât de fericită că încă mai am prieteni, că încă mai cred în iubire, în respect, în credință, în fenomenul ăsta care înseamnă, care este un fenomen și înseamnă bunătate. Încă mai cred că oamenii pot să fie și altfel, chiar dacă uneori și alaltă colții. Multe lume m-a întrebat cum ai reușit să treci peste acest moment al pandemiei. Al pandemiei, da. Am spus-o și o repet cu toată sinceritatea, că pe mine această pandemie m-a resetat. Nu m-am căutat că nu m-am pierdut. Unii s-au căutat și s-au regăsit. Eu nu m-am pierdut. În schimb, m-am rugat mai mult decât o făceam până acum. Am avut așa o sete de rugăciune, iar rugăciunile pe care le-am făcut, care au fost zilnice și constante, mi-au dat o energie benefică, de care a avut nevoie sufletul și mintea mea. O energie pe care am luat-o cu toată forța, am primit-o și am dăruit-o apoi în cele peste 35 de momente umoristice pe care le-am creat și o spun cu mare bucurie și cu mii de mulțumiri celor care ne urmăresc, au fost peste 5 milioane de vizualizări în aceste luni. Te felicităm, Jenny. Mulțumesc frumos, sunt foarte fericită, sunt foarte
nu știu cum să spun, e adevărat că sunt vremuri la care, pe care nu le așteptam să le trăim, nu ne așteptam niciunul dintre noi. Nu se aștepta nimeni ca o America și toată lumea să se oprească. M-am adaptat. Dar tu erai un om credincios și înainte. Ce s-a schimbat comparativ cu trecutul, să zic, până să vină pandemia? Și spune-ne dacă așa ai fost crescut ca și copil, tu, Jeni Nicolau, încă din copilărie, sau te-ai canalizat tu pe acest drum regăsindu-te totodată și simțind că, virgulă, credința este cea care ți-aduce liniștea sufletească? Nu am fost din copilărie adusă la biserică, pentru că am avut copilăria în vremea în când nu se ducea nimeni la biserică sau se duceau pe furiș. La biserică, mi-aduc aminte, părinții mei, când au făcut 25 de ani de căsătorie, au adus preotul acasă. Viața, neîmplinirile, faptul că aveam nevoie și atunci, având nevoie să merg la biserică, m-am dus și căutându-L pe Dumnezeu și atunci când L-am găsit, n-am mai vrut să mai plec din zona asta care îmi creează un confort extraordinar. Asta nu înseamnă că dorm în biserică sau că, vezi, Doamne... De a fi la extrem, da. Da, nu. Cred cu toată ființa mea, încerc să fiu un om bun, încerc să-mi fac datoria ca soție, ca prieten, de ce nu ca mamă, ca a doua mamă pentru nepoții mei. Încerc să fiu un om bun și, în primul rând, încerc să-mi fac datoria și față de părinții mei, care nu mai sunt de multă vreme, dar trebuie să nu uităm niciodată de cei care au plecat, da? Încerc să-mi fac datoria față de publicul meu drag și minunat și publicul meu care mă susține și care mi-este aproape și mi-a fost aproape în toate momentele vieții mele, pentru că eu sunt un artist extrem de transparent, un om foarte dedicat, un om foarte simplu. Eu niciodată nu m-am considerat, vezi, Doamne, mai cu moț decât ceilalți și nici buricul pământului. Apropo de asta, am fost odată undeva la o casă de pensii ca să rezolv un bilet de tratament pentru cineva. Să întreb pentru cineva care nu se putea deplasa. Și asta cu mulți ani în urmă, la Craiova era un tip director, nici nu știu cum îl cheamă, nici nu mă interesează numele lui, dar eu am zis, bună ziua, sunt Jeni Nicolau, și el zice, da, a spus că sunteți Jeni Nicolau ca și cum ați fi fost buricul pământului, ceva de genul ăsta. Dom'le, m-am recomandat ca și nume, n-am venit să-mi faceți un favor. Și de atunci m-am simțit așa, bun, a fost și de... mi-a arătat că este un om de proastă calitate și... De care te-ai convins ulterior. Da, și nici nu am vrut să-l mai cunosc vreodată în viața mea sau să-l mai văd sau nici mi-am... Dar poate din frustrare, Jeni, da, a probabil făcut lucrul acesta, pentru că nu, da, neapărat aruncai tu, vezi, Doamne, cum a spus prezentarea, dar s-a simțit cumva în inferioritate. Eu m-am dus să ajut pe cineva și am zis că dacă îmi spun numele, nu știu ce am crezut eu atunci, că am stat la rând, nu m-a băgat nimeni în față, nu mi-a deschis nimeni nicio ușă. Am și prieteni și uneori e bine să ai mai și apelez, un nume, da, din ăsta, care, da, îți mai deschid, nu te bagă nimeni, că ferească Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu suntem egali. Eu niciodată n-am... faptul că mă cunoaște lumea când stau la un rând și zice cineva, vai, doamna Jeni, dar eu niciodată nu m-am considerat. M-am considerat un artist popular, cu toate că la un moment dat sunt și oameni obraznici, da? Și ar trebui să existe și un gram de aroganță, dacă e bine spus așa. Uite, mi-e așa de bine astăzi cu voi aici, în soarele ăsta frumos de toamnă. Da, și mi se face semn dacă vreau puțină apă. Da, vreau puțină apă. Ca să vedeți că totul este real. Primim acum curierul, vine pentru dumneavoastră, Doamna apa pe dedesubt, ca să știți. Mulțumim. Tot e natural la noi, Jeni. Exact ce-ți place ție. Și aici suntem într-un părculeț unde sunt și mulți copii. Mie îmi place să fie așa mai viu. Am mai participat eu la niște emisiuni unde mi s-a luat interviu într-un parc, unde am căutat vreo
4 ore să filmăm 20 de minute, că se auzea un lătrat de câine, că miaunea o pisică și că se auzeau copii. Păi, dar noi trăim în lume, adică, na, mai sunt câini, mai își fac nevoile, mai ridică un picior, mai latră cineva, mai tușește cineva. Și apropo de asta, pentru că îți dau momentul acesta de respiro, să zic așa, să bei puțină apă, Jenny, ai amintit de copii. Cum era Jenny Nicolau copil, cum se vedea adolescent, ulterior adult, pentru că de aici vom porni mai departe cu întrebarea, pentru că te-ai măritat la o vârstă mai înaintată și să ne spui dacă tu te-ai visat să fii ceea ce ești astăzi, actor, un foarte bun om la suflet, modul în care știi să te prezinți la emisiune și să treci dincolo de ecran. Am avut o copilărie foarte frumoasă. Eu sunt al treilea copil la părinți. Fratele meu este cu 9 ani mai mare decât mine, sora mea cu 7 ani. Din nefericire, la 15 ani l-am pierdut pe tatăl meu. Când aveai tu 15 ani? Când aveam eu 15 ani. Într-un an de zile s-au terminat, să zicem așa, ce era pus la pușculiță și mama, având servici niciodată, că s-a ocupat strict de educația noastră, eu a trebuit să merg la muncă. Aveam 16 ani împliniți când m-am angajat ca muncitor necalificat într-o cooperativă meșteșugărească, unde făceam ture, unde mă trezeam la 5 dimineața. La 16 ani? Da, am trecut la seral, am muncit, am cunoscut sărăcia, am cunoscut umilința, am cunoscut toate formele astea grele prin care poate să treacă un copil. Și am făcut niște eforturi extraordinare și eu și maică-mea ca să pot să trec peste aceste momente. Deci eu n-am simțit, fiind cu servici, fiind cu liceu, fiind cu teatru de la 15 ani și jucând de la când ziua în care l-am înmormântat pe tatăl meu, a doua zi de dimineață m-am dus la rând la lapte, cum se ducea lumea, am făcut o cacofonie de la 6 dimineața, am cumpărat laptele. Și am citit ziarul că scrie acolo că trupa de teatru Filotalia organizează concurs în ziua respectivă. M-am dus cu laptele după mine la concurs. Am fost vreo 50 de tineri. Am luat 3. Am venit acasă, am mâncat o bătaie soră cu moartea. Păi dați seama, ajuns la 4 după masa plecată dimineața. Nu aveam telefoane să sunem, aveam un telefon fix. Și am spus maică-mi că eu din momentul ăla mă apuc de această profesie și a zis că niciodată în vecii vecilor amin. Și am mers așa, mă trezeam dimineața la ora 5, mergeam la serviciu, lucram în mașină, în mașina de cusut, după care mergeam la seral, după care mergeam la teatru. În fiecare zi, același program. Deci la 17-18 ani, pubertate, adolescență, n-am știut noi perioada aia chestii să mă lase mama pe mine. Jenny, dar nu obosisei sau nu spuneai, mă, de ce totuși sunt diferită de ceilalți colegi? Pentru că erai un copil cu responsabilități majore. Păi da, dacă la 15 ani m-a lovit toată chestia asta, n-am mai știut cum este altfel. Adică nu știam de ce eu. Mie mi se părea că este firesc. Normalitate. Și faptul că făceam teatru, regizorul a stat de vorbă cu maică-mea, profesorul, era un om în vârstă, Dorel Stoia, Dumnezeu să le odihnească, nu mai există printre noi, un om de la care eu am învățat foarte multe. Eram cea mai mică din trupă. Lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult și tot ceea ce mi s-a întâmplat în viață. Apoi, la 22 de ani, am început colaborarea cu Radio Oltenia Craiova, s-a născut Țiganca și Cubeață, primul disc la Electrecord, al doilea disc la Electrecord, al treilea disc, după care cu case de producție particulare, după care a început să mă cunoască lumea, am vândut milioane de casete și foarte târziu am făcut televiziune, am fost focusată pe această profesie pe care am iubit-o la nebunie și m-am căsătorit la 40 de ani, într-un moment pe care nu l-am vizualizat niciodată, pentru că m-am vizualizat că voi fi și mi-am dorit să fiu una dintre cele mai iubite din, nu din România, din lume, pentru că a fi iubit este o binecuvântare. Nu m-am vizualizat mireasă dimpotrivă și nici căsătorită în momentul în care am făcut 40 de ani.
începuse să am așa dureri de cap, de mâini, de spate, de... Și aveam echipa de constructori acasă, condusă de soțul meu, ulterior soțul meu, domnul inginer, care în momentul în care mergeam prin casă, mi-aduc aminte, eram copleșită și de spectacole și de viață, cu casa în construcție, o nebunie. Și în momentul în care s-a întâmplat așa să fie un moment al meu, eu cu mine, vorbeam cu Dumnezeu și ziceam, Doamne, să știi că pentru că mă doare spatele, mă dor picioarele, mă dor mâinile, nu mai vreau, deci dacă nu mai ai dat până acum, la revedere, nici să nu mai îmi dai pe nimeni. Că nu mai sunt pregătită. Dar ți se părea că este o nefericire sau te simțeai neîmplinită pe partea asta personală, nu? Da, îți dai seama că m-am simțit. Eu mi-am dorit. Totuși un om de succes, o femeie plăcută. Nu se compară nimic, niciun ban. Mergeam în America, plecam cu un geamantan și veneam cu 5 geamantani. Dar oare devenise-i prea pretențioasă, jenă, și te obișnuise cu tabieturile tale? Da, nu era vorba și era vorba și de tabieturi, dar m-am dezobișnuit imediat după ce m-am măritat. Eram obișnuită să nu mi se închide poarta, ajutam pe toată lumea, vorbeam la telefon la orice oră și bărbatul mi-a zis, alo, asta, nu mai faci. Și nu le-am mai făcut. Și uite că ți-a pus cineva capac. Da, mi-a pus capac. Cum se zice, fiecare naște. Mi-am dorit și Dumnezeu mi l-a adus în cale în momentul în care a fost în care am avut cea mai mare nevoie. Au trecut de atunci 13 ani. Să fiți sănătoși și mulțumim asemenea la toată lumea. Ai cu adevărat ce povesti și dincolo de scenă, adică și în partea asta profesională, personală, deși n-ai fost omul care să ieși la înaintare cu lucrurile astea, ci cu ceea ce te-a împlinit, cum ai spus puțin mai devreme în viața ta. Deci, ca o concluzie a mea este că ai ales cariera înaintea măritișului, înaintea întemeierii unei familii. Am ales cariera, această profesie și acest virus, pe care l-am în unghii, în ADN-ul, în creier, în dorința perpetuă de a fi la televizor, nu ca să fiu la televizor ca o curcă în crăci, n-am știut niciodată cum stau curcile, că nu le-am văzut, dar mi-am dorit să fiu la televizor pentru a transmite ceva, pentru a transmite bună dispoziție, pentru a schimba starea celor care ne urmăresc, pentru a râde, și se pare că am reușit, pentru că strădania n-a fost întâmplătoare, este și acum, simt nevoia uneori de pauză și spun gata, am terminat, dar terminatul ăsta înseamnă o oră, așa. Și tot timpul sunt în căutare, în creație, această profesie te și consumă foarte mult. Eu am stat și ore la telefon cu prietenul meu Cosmin Man, toate ideile lui și toată sclipirea pe care el o avea în ceea ce privește profesia mea, tot ce crea, tot ce scria, tot ce îi venea momentele alea, discutam, îmi trimitea filmulețe care să mă ajute să mă inspir, mi-a testat și eu îl iubesc din multe puncte de vedere, dar faptul că m-a testat ca pe o mașină, când o duci la tester, pentru că el în aceste spectacole grandioase pe care eu le-am făcut și le-am făcut, vreau să le spun tuturor, ca un semn de omagiu și respect pentru dragostea pe care mi-a oferit-o craiovenii, eu le-am făcut fără bani, deci tot hoiul ăla de lume a venit pe invitații. Întotdeauna îmi dădea textele cu foarte mult timp înainte de spectacol. Da, cu cel, eu știu, mult timp, 24 de ore. Așa, foarte mult timp. Măi, de ce ai senzația că trebuie să o crezi? Unele nu se mai terminau. Și încercam să-i spun că sunt prea lungi și el zicea, sunt prea lungi.
ultimul spectacol, Invitație la nuntă, mi l-a dat cu 48 de ore înainte și mi l-a dat foarte mișto, mi l-a dat așa, trei personaje total diferite. Mia, Nașa și Jenel. Intrați pe YouTube, ceva înfiorător. După ce s-a terminat, mi-aduc aminte că Jenel a fost ultimul. La Jenel, în momentul în care am profitat de faptul că este un personaj, un țigan iubit, este travesti, l-am făcut varză. Numai că eu n-am mai ținut cont de continuitatea textului, dar mi-aduceam aminte pe parcurs. Îmi luam câte o poziție așa când lumea aplauda în delir și mi-aduceam aminte și mă întorceam. Și când am ieșit, zic, boss, cum a fost? A fost ok, ok. Zic, l-am făcut varză de aici, că l-am văzut. Da, mi-aduc aminte că acum vreo 2 ani de Revelion, la fel, s-a pregătit el foarte bine și mi-a dat un text foarte mișto, cu Omul de Zăpadă, tot așa, cu mult timp înainte, de câteva ore, cred că cu vreo 12 ore mi l-a trimis și mi-a zis să te uiți peste el, să-l reții bine, să-i dai nuanță. E, aici m-a testat și am văzut că pot și când mă uit la momentele mele din aceste spectacole pe YouTube, am așa o bucurie foarte mare că am reușit. Nu singură, pentru că să știți că nu... Nu poți de unul singur. Cine zice că poate singur, e nebun. Și mai este un lucru. Ar trebui să învățăm să delimităm toate aceste momente din ziua noastră trăită, din viețile noastre. Adică eu acum, ce ar însemna după acest interviu, când plec acasă, să încep cu bărbatul meu să vorbesc în mașină ca și cum aș vorbi la interviu. Adică așa. Să-l intervievezi pe da. El. Dar el să-mi răspund, nu, el să mă întrebe ceva, cum a fost și eu să zic că a fost foarte bine. Dă-te mai așa că n-am lumină. Înțelegi? Să rămâi acolo, fără să te detașezi, nu, de asta, ce? Știu că sunt oameni care spun că intră în anumite personaje. Mai sunt oameni care spun că revista este un gen ușor. Alo, ciocul mic. Lăsați. Vă rog să ne lăsați, cei care aveți ideea asta proastă. Jenny, dacă tot ai adus în discuție de Emil, soțul tău, cum ți-a înțeles meseria aceasta și faptul că te-aș întreba aici și un... Nu știu, să-ți adresez o întrebare mai delicată. Te-ai gândit sau ți-ai dorit să devii mamă? Chiar dacă la vârsta de 40 de ani, tu te-ai măritat. Da, vreau să spun referitor la soțul meu cum m-a îmbrățișat. Uite, lui îi place foie foarte... dorit, el dorește mult să fie în fața camerei și în spatele meu tot timpul, uite că și vezi pe aici. Așa. Vreau să spun un lucru și chiar mă bucur că mi-ai pus întrebarea asta. Suntem din două lumi diferite din punct de vedere al profesiei. Bărbatul meu este inginer de profesie, este un om sobru, dar cu foarte, care are foarte mult simț al umorului. Tratează cu seriozitate fiecare lucru. Profesia mea o tratează cu aceea seriozitate cu care o tratează și pe a lui. Îmi respectă întotdeauna deciziile și mult mai mult de atât, dacă soțul meu nu era de acord sau nu mi-ar fi fost alături, eu nu aș fi avut succesul pe care l-am astăzi. Deci, o mare parte din acest succes îi se datorează, pentru că dacă nu ai un om care să te sprijine moral, financiar, este o profesie care este costisitoare. Adică să nu credeți că dacă astăzi sunt în costumul de blugi și mi-am pus cercii ăștia la, să fiu la modă, asta e și la mine în dulap, ce e pe mine astăzi. Adică este o profesie care trebuie să fii întotdeauna foarte sănătos, foarte fresh, foarte odihnit și din punctul ăsta de vedere îi mulțumesc din toată inima că m-a sprijinit în tot. Și au fost momente, îți dau un exemplu, mă suna boss,
și îmi spunea, vrei la București? Și eu ziceam să-l întreb pe Emil. Și Emil niciodată nu zicea nu. Da. Indiferent că îi se strica... Păi cred că din motivul ăsta se și strică căsnicii genii, pentru că nu se înțeleg reciproc fiecare în cariera. Iar în ceea ce privește cealaltă întrebare de a deveni mamă, este adevărat, numai femeile sau persoanele nebune nu-și doresc să devină mame sau părinți, dar nu întotdeauna se întâmplă cum dorim, nu putem să le avem pe toate. Eu sunt mulțumită că sunt mama atâtor copii. Finuți, nepoți. Prietenii, nepoții, finii pe care îi iubesc și pentru care mă rog în fiecare moment. N-am făcut din asta o tragedie, m-a durut foarte mult într-un timp. Acum durerea s-a atenuat pentru că sunt a doua mamă pentru nepoții mei, ei așa mă consideră, eu așa îi consider. Noi diferența avem o relație e că n-ai dat naștere la propriu, pentru că mamă se spune cea care te crește. Dar dacă mă străduiam și dacă pe la 59-60 de ani încep și eu să lucrez ca doamna Iliescu, s-ar putea la 70 să pot avea un copil, chiar mai mulți. Dar eu zic că toate la timpul lor și să nu exagerăm cu nimic, că dacă în viață avem un echilibru, lucrurile sunt ok. Ca și în cura de slăbire. Nu poți să fii și... Adică nu poți să mănânci 6 pizza, 3 savarine, 2 amandine și 2 fleici de carne și să fii și sănătos, și slab, și frumos, să ai și vitamine și să fii gata de zbor. Și o să vorbim despre cura aceasta de slăbire, pentru că a fost un moment wow atât pentru tine cât și pentru publicul care te place, dar ai spus mai devreme de copii, despre familia frumoasă și sunt convinsă că până la urmă soțul tău Emil te-a susținut în decizie vis-a-vis de întemeierea unei familii și avea un copil și a înțeles lucrul acesta în condițiile în care el este tată la 4 copii. Da, bineînțeles. Deci sunt niște... Să știți că eu cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne adaptăm în viața asta. Da? Să ne adaptăm și să un om care își dorește echilibru. Ce mi-am dorit în viață? Mi-am dorit să fiu ceea ce sunt astăzi, mi-am dorit să fiu soție, îmi doresc să fiu un om iubit și mi-am dorit lucrul ăsta și în continuare se pare că am reușit. Întotdeauna trebuie ca dorințele noastre să fie de bine. Și atunci dacă dorința este de bine și ceea ce îi ceri bunului Dumnezeu este de bine, îți va da cu siguranță. Să știți că toate gândurile bune vin spre noi. Se materializează cu lucruri frumoase și bune. Important e să acceptăm. Important e, uite, și acum în vremurile astea în care trăim, nu trebuie să facem o tragedie. Ne spălăm pe mâini, ne punem mască, ne spălăm pe picioare, pe dinți. Așa, stăm la distanță. Adică nu să țină nici asta o veșnicie. Jenny, dar vorbind de lucrurile acestea, știu că a fost un moment în viața ta în care te-ai gândit la sinucidere. Da, a fost un moment, eram un copil, aveam 18 ani, trăiam, m-am gândit, nu există om în viață copleșit de probleme să nu aibă un gând de genul ăsta, dar nu am mers până într-acolo încât să-l și pun în practică, n-aș mai face nimeni. Când ai o, să zicem, la 18, 20, 22 de ani, când ești copleșit de viață, că erau niște probleme în viața mea, vezi, noi nu avem înțelepciunea de a lăsa timpul să decidă și să toate să își ia forma și vremea lor. Da. Noi vrem să ni se întâmple atunci și când nu ni se întâmplă... Ești dezamăgit. Da, dar eu aș vrea să le spun ceva pentru că celor care ne urmăresc, care bineînțeles că mulți dintre noi o să spuneți, da, dar tu ha, bla, 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 ai bani, dai din gură, duci altă viață. Stați un pic, că și noi avem problemele noastre, avem facturile noastre care sunt mult mai mari decât ale dumneavoastră, avem băncile noastre,
care... Cheltuiala e pe măsura veniturilor. Da, cu cât câștigi mai mult, părerea mea, și dacă mi-ai dat voie, genii, să intervin, că așa se face, da, o generalizare, da, din ce se vede din exterior. Dar nu este chiar așa. Asta e... Multe din lucrurile astea chiar le-au spus artiștii deseori în emisiune și cei de acasă că își fac cu totul o altă imagine vis-a-vis de artistul în sine, care depune eforturi, cum ai spus. Și cheltuiala și câștigurile sunt similare. Eu am reușit în viață tot ceea ce am făcut, tot ceea ce primesc eu acum, să știți că este un bonus pe care îl primesc de la Dumnezeu. Pentru că eu mă consider un om bun. Eu de câte ori, și vorbesc aici nu de zeci de persoane, de sute de persoane, care de-a lungul anilor i-am dus la doctori, i-am dus la avocați, le-ai fost alături la evenimente? În toate momentele vieții lor. Și nu cu obligație, ci că ai simțit să faci asta? Tot timpul. Eu niciodată nu am zis nu. Zic nu atunci când am impresia că sunt luată peste picior și în momentul în care oamenii nu au limite în ceea ce înseamnă respect și bunul simț. Dar, spun un dar, tot ceea ce mi se întâmplă frumos astăzi, faptul că sunt echilibrată, că nu m-a pus această pandemie în pragul depresiei, o boală a sufletului, o boală de care auzim foarte des în ultimul timp și pe care ar trebui să o tratăm cu toată seriozitatea și cu mersul, și cu mersul la biserică și cu rugăciunea. Cu cât ne apropiem cu această boală mai mult de Dumnezeu, cu atât ne este mai bine. Aviz celor care... Despre asta voiam să te și întreb, genii, cu depresia. Ești convinsă sau crezi cu tărie că cei care ajung în punctele astea nu au o relație apropiată cu divinitatea? Da, sunt niște oameni care li s-a întâmplat un declic undeva și nu au mai revenit la forma inițială. Și atunci sunt tulburați. Tulburați de gânduri, tulburați de lucruri negative, tulburați... și rătăciți, oamenii nu mai știu care este drumul și nici nu cum să ajungă la el. Și atunci au nevoie de multă înțelegere. Eu le dau un sfat tuturor că ar fi bine să mergeți să vă rugați și într-un parc, pe o bancă, să vă rugați cât puteți de mult și să-L înțelegeți pe Dumnezeu, să-L iubiți și veți primi răspuns la tot ceea ce se întâmplă. Pentru că sunt minuni care ni se întâmplă nouă, oamenilor de rând, în fiecare zi și nu vrem să le vedem. Nu știu, ceea ce ai spus acum, consider că este nu numai un sfat, ci și o îndemnare, dacă vrei, prietenoasă, așa cum ne-ai obișnuit, pentru noi toți, cei tineri, care avem o vârstă, după cum ai spus, unde răbdarea lipsește de multe ori, că răbdarea e virtutea, după cum se spune, dar fiind mai tânăr, de aia poate și vorba, dăm, Doamne, înțelepciunea unui om care... a înaintat în vârstă. Și acum, pentru că tot am adus în discuție de credință, de crezi în bumerang și în legea compensației? Neapărat. Tot ceea ce faci, ți se face. Dar de ce unii oameni, genii, se înrăutățesc în momentul în care o cumpene în viață și alții nu? Unii devin mai buni și le consideră ca pe încercări sau lecții și interes, chiar ceilalți se înrăiesc. Eu aveam momente, am avut multe momente în viață. Mama mea și-a găsit sfârșitul sub ochii mei, în ochii mei. A deschis ochii mari spre mine și a rămas așa. Ani de zile n-am putut să dorm. Dar eu, când sunt copleșită de probleme, vorbesc, așa cum am spus mai devreme, cu Dumnezeu. Vorbesc cu Maica Domnului și spun cu cuvintele mele. Nu mai pot, ajută-mă. Ajută-mă, ajută-mă, este de ajuns. Ajută-mă că nu mai pot și n-am unde să mă duc. Răutatea este în, cred eu, că este în om. Cu răutatea te naști. Sunt oamenii pe care trebuie să-i acceptăm așa cum sunt. Trebuie să ne rugăm pentru ei. Sunt mai multe forme aici. Sunt oameni care sunt răi și vor să facă rău tot timpul. Sunt oameni care sunt răutăcioși, da, dar nu vor să facă rău doar din gură
și în suflet așa. Am știți că e o vorbă, gura bate strada. Și sunt oameni care, în momentul în care ajung la capătul puterilor, îl caută pe Dumnezeu. Trebuie neapărat, apropo, am mai descoperit ceva. Cu cât vă asociați și vă, fie și pe Facebook, cu oameni de bună credință, cu oameni pozitivi, cu atât lucrurile merg altfel. Se transmite de la ei toată energia la dumneavoastră. Cu cât ești închistat și ești cu oamenii care sunt negativiști, care o țin una și bună cu tot felul de prostii, tot așa, automat că și dumneavoastră, fie și pe Facebook, rețineți și acolo aceste energii care vin de la Dumnezeu. Universul înseamnă Dumnezeu. Punct. Un subiect extraordinar, genii, dar pentru că am promis telespectatorilor și trebuie să păstrăm în videoteca televiziunii acest material frumos cu tine și îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Pe scurt, aș vrea să ne vorbești de decizia ta și ce te-a îndemnat să ajungi la forma aceasta frumoasă, fizică, pentru că toți te-au complimentat, chiar și eu am spus că ai ani în minus și una că te simți mai bine în interior și alta, orice haină îți vine cu adevărat foarte bine. De unde a plecat tot? Asta spuneam că mai devreme, că această pandemie mi-a adus și lucruri foarte bune. M-am îngrășat după prima lună foarte mult, am hotărât să slăbesc, voi trece direct la... Am slăbit mâncând lapte, carne, brânză, ouă, 7 zile fără nimic, fără fructe, fără legume și după 7 zile lapte, carne, brânză, ouă și legume. Am renunțat cu desăvârșire la ulei, pâine, zahăr, îmi fac dulciuri fără zahăr, îmi fac dulciuri cu banană, deci în toate și cu ovăz, îmi fac niște prăjituri extraordinare. Mi-ai dat și mie să cuțin una și chiar a fost super bună. Intrați pe YouTube și vedeți acolo că sunt prăjituri cu calorii puține. Folosesc în loc de făină fulgi de ovăz, o rețetă atât de simplă, 2 banane pe care le pisați foarte coapte, 2 ouă amestecate, esență de vanilie într-un bol alăturat, fulgi de ovăz, amestecat sare, o lingură de praf de copt, o lingură de scorțișoară, o mână de nuci date prin blender, prin ce dați acolo acasă. Le amestecați pe toate, și le puneți la cuptor pe foaie de copt 40 de minute. Exact, ca o prăjitură și poate puteți fi să puneți în ele, puteți să puneți și în forma de chec. Puteți să de brioșă? Brioșe, puteți să puneți fructe, puteți să puneți ciocolată, 85% pe deasupra. Deci puteți să faceți, să puneți orice fel de semințe, puteți să puneți cacao, adică pudră de roșcove, ciocolata bebelușului pe care eu o folosesc, dar veți slăbi frumos. Dar ce veți face după? Nimic nu este ușor. Asta spuneam, că nu poți să fii și sănătos, să mănânci și mult, să... fii și slab, n-ai cum să le faci pe toate. Mă simt perfect, mă simt foarte bine în pielea mea. Nu te-ai mai întoarce la viața de dinainte? Pentru nimic în lume. Din punct de am vedere dat alimentar. Toate hainele care mi erau mari, bineînțeles că le dedusem și pe cele care mi erau mici, pentru că au trecut 20 de ani până am slăbit, și prietena mea, Cornelia Tică, îi dedusem niște haine pe care le-am cerut înapoi. Da, ți le dau, iubita mea, da. Zic, nu te super, nu mă super. Așa. Problema este ce veți face după. În primul rând, am învățat să trăiesc așa. Am învățat să trăiesc, să mănânc salatele doar cu oțet de mere, de gutui, oțet de gutui. Am învățat să mănânc chipsuri de mere. Am la mine chipsuri de mere. Cum adică chipsuri de mere? Pur și simplu tai felii și le nu, nu vă arăt ambalajul, adică vi-l arăt, dar nu o să vedeți firma. Ca să nu facem de mere, iată, de mere. Dovadă că... Ia uitați-vă ce am în geantă. Își poate înlocui foarte sănătos așa mesele pe care... Și asta mănânci la micul dejun, genii? În loc de chipsuri? Mulțumesc! Mamă, de sunt grozave! Pur și simplu este fruct confiat sau cum să-l numesc? Da, este uscat, tăiat așa, făcut în cuptor. Și asta simți când ai nevoie de ronțăială? Și aici băiatul știe că în loc să mănânci ăștia au... 300 de calorii pe 100 de grame. Noi aici, într-o pungă de asta, sunt 50 de grame.
170 de calorii și o pungă de... Deci de 5... stai tot timpul cu calculul la tine, să nu depășești o limită. Păi altfel ce-am făcut dacă mă apuc acum să mănânc un porc la o masă ferească, Dumnezeu, în primul rând că mă duc la spine. Dar, de exemplu, carne de vită, de porc, absolut de pui orice la grătar, ai voie? Absolut orice mănânc și mici, nu mănânc pâine, nu mănânc ulei, nu mănânc niciun fel de orez, că și gust, că nu-i fi nebună. Da, nu, zahăr, am băut de la început în cafea. Îmi pun zahăr, o linguriță de zahăr brun, întotdeauna. În cafea, în rest, nu mă ating. Și sport ai făcut, Jenny? Nu, că nu-mi place. Știu că nu-ți place și tocmai de asta te-am întrebat, pentru că mulți din cei care ne urmăresc știu, a, păi merge la sală de arată bine sau merge la sală de a slăbit. Eu contrazic și mi-asum lucrul acesta pentru că știu că 80% din ceea ce suntem, putem face sport că e bun pentru sănătate. Contează alimentația, tocmai asta spun și tu, ai carnea foarte da, genetic bună, cum să zic, bine, da. Problema este următoarea. Nu-mi place să fac sport la comandă. Nu-mi place. Merg pe jos, dar ca să mă trezesc dimineața, să-mi fac bagajul, să mănânc o nucă, să-mi iau sâmburi în buzunar, să mănânc un iaurt degrăsat. Eu am mâncat de la început iaurt de 1,5, acum mănânc iaurt grecesc de 2%. Mănânc kefir, beau lapte. Dar te-a mai ajutat cineva, nu știu, rețetarul acesta sau ți-ai adaptat tot la... Singură mi-am făcut ceea ce mi-am dorit eu. Am fost, mi s-a recomandat Ducanul, nu mi-a plăcut ce era acolo, era prea... Da, dar ai văzut că după această rețetă multe din femeile care au părăsit dieta asta s-au îngrășat înapoi. Păi toate rețetele te îngrașă, absolut toate. Da, trebuie da să schimbi stilul de viață. Da. Deci am schimbat, nu mai cunosc ce înseamnă. Dacă vreau, de exemplu, dacă vreau să-mi fac, simt nevoia, dar n-am simțit în ăștia 6 luni de ulei, am luat ulei spray. Dacă n-aveți spray, luați un recipient de ăsta de parfum, de pe la magazinele astea gol, nou, și puneți ulei și dați un fâs ca să vă vină în creier că ați luat. Dar ca să mănânc unt pe pâine, margarină, așa... Nu există. Și dacă stai să o duci pe Jenny Nicolau la niște analize, cu siguranță și colesterolul e normal și totul decurge așa cum da, trebuie. Da, n-am mâncat mai multă carne decât mâncam înainte. Nu mănânc să nu mă mai scol de la masă. Deci niciun exces. Mănânc supe, da. Dar nu... Nu mai mănânc prăjituri, nu, acasă fac la toată lumea, fac cozonac, fac pavlova, dacă vreau să văd dacă e dulce o ling, dar nici de cum, sincer, mănânc o felie de cozonac dimineața la 6, mă trezesc special și o mănânc ca să fiu sigură că... Și după aia mă cul. Jenny, dă-mi voie să spun că te admir și nu numai ce și telespectatorii se va bucura de un real succes emisiunea de astăzi. Spune-ne dacă te-ai simțit bine și în încheierea acestei emisiuni un mesaj pentru cei de acasă. Nu m-am simțit bine, m-am simțit foarte bine. Îți mulțumim. În primul rând că voi sunteți foarte aproape de sufletul meu și toată această echipă Etno TV face parte din viața mea pentru că ani de zile am fost producător al unei emisiuni. Vreau să vă mulțumesc că pentru că v-ați gândit la mine. Vreau să vă asigur de tot respectul meu și pe cei de acasă îi rog din toată inima să râdă de orice, de oricine, orice vă stârnește râsul, pentru că râsul nu îngrașă și crește imunitatea. Vremurile sunt grele pentru toată lumea. Dacă eu nu vă fac să râdeți, dumneavoastră strâmbați-vă în oglindă în toate felurile și faceți lucruri care vă sunt pe plac. Și nu mai dramatizați și nu mai... Cineva îmi spunea, o să fie rău. Nu o să fie rău! O să fie rău bine pentru tine, pentru mine o să fie bine. Pentru deci cine... totul iar pleacă de la cutie. Cine să... zice ăla e... Pentru mine o să fie foarte bine, pentru că Dumnezeu, atenție, este deasupra a tot ce trăim și peste toți. Deci tot Dumnezeu are ultimul cuvânt. Vă îmbrățișez cu inima. V-am promis la începutul emisiunii că Jenny ne va face dezvăluiri în premieră și cred că am reușit să fac acest lucru. Chiar dacă afișează veselia întotdeauna, astăzi am aflat ceea ce ne-am dorit să știm. Ne-a povestit cu adevărat că un om este credincios, iubit și susținut de bunul Dumnezeu, de prieteni și cei apropiați și întotdeauna legea compensației există. Pe curând, dragii mei!